Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la primul nostru episod de Farming alături de Alexion. Ne-am gândit să facem noi o serie de asta frumoasă. Salut, Alex, salut, bro. Salut, O frate, serie salut. frumoasă cu farming așa, cu moduri, cu nebunii. Avem aici o glorie, dar ceva mai ceva mai dotată, mă. Trebuie să luăm ceva mai veche, mă. Da, ne descurcăm cu asta, că e bună. Bă, cam asta e ferma noastră. Pe aici câteva astea care habar nu ce fac. Niște încăperi care sunt goale. Bun, o să mă închid porțile, gata. Haba, Alex, cu ce începem? Eu zic să începem cu treieratul, nu? Că suntem acum în august. Avem teren? Avem aici un teren. Da, bă, uite, avem terenul ăsta. Bă, nu e chiar așa de mare, dar merge. Suntem la început. Păi ce să mai, hai să legăm combina. Hai, să te văd. E cu plată tot? Hai da. Că e cu plată. Ăla e. E un pic cam îngust pe aici. Eu o să vin cu tractorul, pe tine, mă. Hai, dă-i drumul. Hai, dă-te așa, că-i dau drumul, în brazdă. Uite ce mănâncă, bă. Greu. Ce? Greu. Mănâncă greu. Băi, până atunci am văzut să pregătesc eu tractorul. Du-te, du-te. Te văd aici greu în spate. Asta e tractorul. Bă, văd că e totul legat. A, păi l-am gata pregătit, mă. Cam ăsta e tractorașul cu care trebuie să faci noi treaba. Bă, da, până atunci înseamnă că... M-a dus să-l scot și pe celălalt, dar nu știu în ce garaj ăsta e. A, e aici, gata. Bă, dar nu se face poarta aia. Vezi să nu fie închis. A, s-a desfăcut, mă. Ok. Hai că ieșim cu el afară. Ușurel așa. Da, deci noi ne jucăm de pe volan, pe un volan Serafim, iar un prieten de-al meu. Era da și să fac și episodul. Nu, o să ne luăm noi unul ca lumea, un Logitech G29. Stai că o să mă dureze și un Logitech G29. Băieți, ce-a uitat și o să vă zică, a vrut să vă zică, să nu uitați de like-uri și comentarii dacă o să vă placă seria. Da, băieți, nu uitați de butonul ăsta de like. Așa că vă apăsați butonul de like dacă o să vă placă, normal. Bă, stai, bă, că nu înțeleg pe aici cum trebuie să fac. Și comentarii scrieți acolo, chiar dacă vă place sau nu vă place, știți? Sau idei cu ce vreți să facem, cu astea. Sau dacă vreți să participați și voi să apareți în serie, jocul noi l-am luat de undeva gratis și puteți să vi-l dăm și vouă. O să facem tutorial cum puteți să vă lași și voi farming-ul. Vă învață fratele Sheiko. Sheiko. Nu uitați că aveți canalul lui Alex în descriere. Da, la vezi. Fel și el. Și la mine o să-l aveți pe Sheiko în descriere. Să-i dați și lui un subscribe la început, acolo, la începuturilor. Să-l ajutăm și pe el să crească și să-l susținem și pe el. Trebuie să te uiți dacă avem balotier. Da, bă. E cum o duc acum. Aici ce avem? Nu se face garajul ăsta. Sau cred că nu-i la noi, bă. Bă, asta nu e, asta e semănătoare, plug. Aici e gol. Aici nu-i nimica. Da, uite, mai avem o remorcă aici. Bine de știut, aici ce avem? Un bun capere care goală. Și o închidă. Bă, n-avem balotiera. Sau este așa cum avem un capere aici.
aici e altceva, mă, aici de animale, de ce o fi, nu știu. Am înțeles. Nu e niciun fel de problemă că le băgăm în pământ pe ele astea. Mai le dă un pic de productivitate. Hai că două bătaie. Facem eu două treburi deodată. Să închidem timpul și aiurea. Să meargă treaba. Am făcut ceva, am făcut 4 tone. Fac 4 da? Tone 300 până la capăt, cred. Bă, tractorul ăsta ca Andrei îmi trimitezi, mă. E mai vechiut și e cutie manual. Bă, dar văd că sunt și niște pietre pe aici pe pământ, nu? Da. Din pământ. Ies din pământ, le întorc și acum. Eu o să pun asta așa să... Ai terminat? Da, am terminat. Vezi că mai ești acolo, dar nu, că am început cu ăsta, mai bine cu plugul după aia. Trebuie să avem nu, disc. Trebuie să avem plug și apoi. De fapt, cred că merge cu ăsta, mă, cu Sofia ăsta. Da, merge și acolo. Eu sper că te auzi ok. Dat save la ceva ca să... Băgat asta, gata. N-am par nici noi aia. Și zici că mai avem o remorcuță? Da, mai e o remorcă acolo, în spate. Bă, tractorul ăsta se împrânează singur. De ce, mă, nu-ți încăpă remorca aia? Nu, a încăput, dar te-am întrebat așa. Să văd... A, da, mai avem o remorcă. Acum și pentru ce remorca aia, dar e acolo. Păi poate era de aia, de strâns paie. Nu, aia nu. Aia știu cum era. Da, că am luat-o greșit. A, e remorcă normală, tot remorcă e. Da. Mamă. Abia am luat combina pe aici, pe unde am luat eu acum. Nu ai tractor pornit? Da, cam. Am lăsat pornit. Bă, da, te gândești ce punem aici? Fix acum voiam să mă uit, să mă duc să vărs... Uite de ce e mai scump. ...în siloz. Și să vedem ce... și ce resurse avem. Adică ce cereale avem deja în buncăr. Și să plantăm de ceva ce este nevoie. Asta patinează, uite. Dă-mi greu, dă-mi mal.
Trebuie să mă duc să încarc cu sămânță. De unde să încarcă cu sămânță? Asta e întrebarea. Dar are stai putere, să... Mă, ăsta al meu, mă, ăsta are putere, mă. Dacă te-ai grăbit să-l iei pe ăla. Dar să ne uităm când se plantează. Aia e întrebarea întrebătoare. Întrebarea întrebătoare, că acum se poate semăna, nu se poate semăna. Cam nimic. Ala, nu crește în grade. Poftim? Nu mă crește în grade să-mi iau și o tractură. Păi te crezi, dar stai așa. Acum trebuie să facem treaba. Ideea e că acum nu se poate planta nimic. Domnul. Decât canola. Dar nu o să plantăm canola. Domnul Saico, domnul Alex Ion, ce prezență. Ce onoare. O prezență scenică. Ai și tu farmi, a, nu, frate. Hai. Normal că la. Da, deci a venit alături de noi și... Don't, hai. E don't think, dar lăsăm așa. Nu, mă, don't hai. Deci acum, ideea este că noi, Sheiko, o să trebuiască să ne cumpărăm terenuri. Asta urmează să facem în episodul de astăzi, să le pregătim pentru semănat pe toate. Cum vedeți, Sheiko aici a terminat. Aproape. Aproape, mai mult dat. De pregătit acest loc pentru semănat. Copiii, doresc eu, vă rog frumos, numele. Nu mai dori că avem moduri și nu poți să intri oricum. Păi descarcă-mă oricum. Păi trebuie să-i le dai. Îi le dau eu. Acum îi le dau, nu? Da. Nu se numește ferma noastră? Ba da. Sunteți doi din 8? Da. Sunteți pe Mata Potoa? Aha. Primul. Sunteți pe prima. Ești nebun? Da, mă, da. Descarcă modurile și tu, hai că păzi. Păi dai-mi-le. Păi le-ai acolo, dai la detalii. Simplu. Stai. Domnul Sheiko, noi mai avem un loc. Mai avem un loc? Da. Da, mă, mai avem ce să-și trăiu. E, ia uite-te tu, e semănat pe da, el ceva? Da, lasă-l pe el să mă duc eu să-l trăier. Da. Trebuie să-l trăier, nu? Da. Atunci dacă te duci să-l trăier, eu o să iau plugul să-l ară în urma ta. Să-l ară în pol. Da, tractorul sau iei plugul? Iau plugul cu ăsta al meu. Gata, frate, hai. Bă, tractorul te-a prost de tot. Opa, stai că poți să intru pe aici. Bagă-și tu un pic în traficul ăla. Tractorașul ăsta lasă deocamdată aici. O stai că o să vin eu, o să vin eu repede cu remorca. Să iau remorca. Bun. Vin eu să leg remorca la el, ce te tu-mi combină. Stai să lași asta în jos. Da. E perfect. Bă, da, de unde mai pot eu ieși? Decât pe aici, pe în stânga. Merge, ți-ești de un pic în față și de cu dreapta, în spate, gen. Nu, mă, nu, că ești pe aici, stai. Nu merge să ieși pe în dreapta. Așa, pe în stânga, da, pe în stânga. Aaa, păi e manual, mă, ăsta, de-aia schimb așa gravitezele. Păi dă-l și tu pe automat. Păi pe automat. Da, dar gen schimba întâi, a doua, a treia, nu are cutie automat. Păi dar vezi în setări. Păi nu, dar așa e tractorul, cutie manuală. A, și tractorul, păi da. Bine, mi-e bun, vreau automat. Bă, dar lăsa și tractorul la acolo. Păi l-am lăsat pe margine. Să se aducă ăsta cu remorcă. Păi da, dar nu trebuie să trec cu el. Bagă-te pe loc. Vezi, schimbă câte o treaptă, câte o treaptă, de-aia să turezi așa. Bine, n-are nici forță. Bă, dar lăsa-și tractorul ăsta aceea ca naiba. Hai, îl muți? Gata, domnul, șef. E bine așa? Vedeți că ați trecut de loc. Pe aici e locul. Bosulic, ăsta e locul. Aici, ăsta, uite ăsta. Aici, aici. Nu începi și tu de aici? Ăsta e locul. De ce n-ai început de aici? Așa drept. Șeful m-a blocat.
Începeai drept și dai și obraz în spatele tău aici. Nu blocai, băi. Mișto. Nu cred așa. Șeful, m-am blocat. Hai, că merge. Haide, mă, încă puțin. Hai, că acum, îi dă cu dreapta. Bă, dă-n coa, suntem învățiu, ia cu stânga trasei. Mamă, ce lac frumos avem băieții aici lângă noi. Băi, ce bun? Dar de ce n-ai început, mă, tu, de acolo, bă, și Ico? Acum... Uite, mai aici, asta e bucata. Nu, e ăla, era lung, tot locul, e așa. Zice spagola, bă. Și cu ăla de acolo. A, da, mă, lasă-mi, dar nimic, acolo de aici. Păi eu de acolo și eu trebuie să dau cu plugul și dau urât în spatele tău. Ce mi-ai spus așa cu puținul? Mamă, băieți, vedeți ce productivitate o să avem aici pe locul ăsta. Mamă. Facem bani frumos și ce bun. Hai, dă-i brazd. Hai că am intrat în pâine. Bă, știi ce e mișto? Că nu mă lasă să intru. Păi nu te lasă, că n-ai modurile. Păi le-am instalat. Le-ai instalat pe ale 3 decât care sunt după... Trebuie să le instalezi și pe ale după prima. Te-a pus să intri pe un site ca să descarci moduri. Nu l-a pus. Stai așa să întorc ăsta, că trebuie întors. Ma, păi până are eu... Bine, ai un plug mare, ce zic. Cred că o să mă stai cultivatorul ăla al tău, dar ai dat și tu cu el. Cred că bucata aia o las ultima oară, bro. Stai că mai dau o dungă spre întoarcere, să vedem cum e. Băi, ți-o să aveți și voi modurile în descriere, o să vi le las eu. Câteva moduri, că unele le avem din joc deja. Dar o să băgăm și UTB-uri, să băgăm mai multe moduri. Mamă, de bine, sunt calcă. De bine. Merge. Ca unsă. Văd că ai tras niște brazi de calme pe aici. Sper că pun artul cu ăla. Poftim? Pun artul cu ăla. Las că merge treaba. Câte brazde ai? 3. 3 brazde? Ca la UTB. 3 brazde, dar e reversibil ăsta. Aia face diferență. Îl întorc aici la capul locului, țac, pac. E greu cu tractura asta până schimbă, că și asta e tot manual. Bă, dar cred că este tare ceva, mă. Nu e, mă, e manual, schimbă câte o treaptă, adică nu are DNR. Alea mai noi aveau DNR. Pe ce să mai strângem bani și nu de alege, mă? Mie îmi place și cu asta. Cutia ce are 1, 2, 3 sau are DNR? Cu combina. În dreapta acolo, în dreapta acolo, unde e ăla de motorină, ce scrie? În dreapta unde e ăla de motorină, unde e? În dreapta jos. A, la ăla. Da. Ce scrie? DNR, mă, DNR. Păi vezi?
Asta are 1, 2, 3, 4. A, da? Da. Și trebuie să schimbe jucătorul treaptă cu treaptă, adică caracterul. Da. Învățați-l, băieți, și pe Sheikul, că e mort. Prea mai m-am jucat de farming-ul. Foarte puțin m-am jucat. Păi da, asta e în 22 a făcut așa. În alte n-aveai trepte. La alte erai boss, zice, nu aveai DNR. La toate. Da. La UTB aveai DNR. Vezi că am tras braț de aici, n-ai treabă. Ia ziceți băieți, vă place cum ar sau nu vă place? Aici o să-i dau dungă dreaptă. Eu ca să ne echilibrăm în parte. Uite și tu ce bine, băi, ce bine, fa, băi, 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 bă, cum cu mine o să o dai? O fer de florie. Aha, băi, du-te, are morca. Ce ai făcut, n-ai văzut cât e umplut? Mă bag aici un pic pe brazde. Du-te, are morca, că mi se umplu bunkerul. Stai așa, cum mă duc acum. Du-te, are morca. Adure morca, pe jale. Hai, vă-mi porumb pe la vecinul. Vin cu ăsta acum, l-am băgat. Mamă, ăsta are și trepte mici și trepte mari. Mamă, cum face că se schimbă? Tac, tac, tac. Are volante shit. Ce? E shit? Da. E Z-ul ăsta. Cu ăla... Dă de cu semănătoare sau ce cu aia, nu semănătoare, e ăla... Cu cultivator. Se numește, mamă. Cultivator. Cultivator, da. Merge treaba la CAP, da. Ferma CAP. Ferma CAP. O denumire la ferma asta, nimic. Păi CAP, așa se numeau înainte fermele alea vechi. CAP-uri. Nu știi? Da, dacă n-am lucrat la fermă. Păi când era pe timpul lui Ceaușescu. N-am lucrat, mă, la fermele alea vechi când era pe timpul lui Ceaușescu, așa se numea CAP-uri. Mamă, am făcut aici, ți-am zis că facem ca lume. Aici... Îl las aici, la capul locului. Mă întorc așa. M-am întors și eu așa cât de cât. Am lăsat ăsta pornița, capaca. Păi, mă iau căldură și nebun la cap, să nu cumva să... Să las aici un smog de la netăiat. Dă-i ca lumea dacă-i dai. Păi, hai zic. Că stai din salariu. De-aia mi-e și frică. Te trec la viața de arată aici. Aici unde tragi în șanț. Să opri tirul, camionul. Tirul, doamne, ăsta. Ajută-i pe Eurotrack de pe farm. Mamă, și scaunul ăsta cu vola mă simt fix acolo, știi, în cabina asta de... Combina. Combina. Oh. Dați un pic să luăm marginea cum trebuie. Să luăm delimitarea locului. Bă, și ce mă gândesc? Mm. Să luăm oameni să cumpărăm terenul ăla de aici, care nu e al nostru, de desparte bucata asta de a noastră. Să-l trăierăm? Să împreunăm. Să-l trăierăm. Nu, mă, să împreunăm cu asta. Păi să-l trăierăm prima oară, să-l cumpărăm, să-l trăierăm. Păi ce are pe el? Ce? Nu vezi ce? Porumb. Nu, ăla de porumb, ăla de... De lângă. Nu, ăsta zic eu. Nu, ăla, că e mai șmecher. Facem și bancă de trei erăm. Dar și cu ăsta, mă. Deci din față cu porumb.
Da, mai durează până facem noi bația bani. Prima oară îl cumpărăm pe ăla, vedem ce bani e. Stați băieți, că am întors să stă invers. Bă, dar parcă și patinează asta, mă. Să băgăm noi moduri, să vezi ce patinează, să vezi când scapă în noroi și rămâne înțevenit. Abia aștept să începem seria asta în forță de tot, așa că apăsați băieții butonul ăla de like. Nu mai stați pe gânduri, dați direct butonul ăla de like, că... E forță. Așa ai putea să vedeți și noi seama dacă vă place sau nu vă place, ce zic? Mă blocai cu ăsta. În cobor l-am prea jos. Mamă, cât mai am aici, dar deci nici jumate n-am făcut. Băi, e fain, mă, e bun, chiar îmi place. M-a jucat afară în... Hai că după aia mă duc să iau și-o ăla. Păi degeaba, că nu poți să dai cola cu mine, trebuie să... Dar ce are, mă, că dau peste rotura ta. Băi da, să dai peste rotura mea, dar e tot așa trebuie să dau. Sau mai bine mă duc să cultiv terenul ăla. Păi asta e, să vedem dacă pot să-l cumpăr. Păi ăla e altceva, trebuie să-l scași complet. Nu, mă, nu, zic să fac terenul ăla, să-l pun pe el. Păi nu poți să semeni acum. De ce? Poți să semeni numai când se seamănă, acum nu se seamănă, acum se treieră doar. A, bine, bă. Da, așa mai bine treier locul ăsta de lângă, pe care l-am cumpărat. Pe l-ai cumpărat? Da, ăla de lângă, ai unde e tot... Ai vorbit cu șeful, gata, ți l-a dat. Păi... Păi trebuie să golești combina. Păi după ce o golești asta, zic, că e altă cultură, mi-a zis. Bun, atunci mă să golesc. Deci noi... Ușurile jos. Am că am făcut treabă bună aici. Hai și apucă-te de repede la linia asta de lângă asta ca să le unesc, gen să dau amândouă legat. Când a, dau, păi da, trebuie să ardu aia și trebuie să dau o stric o dată cu combina. Da, aici lângă gen unde e muchia asta de verdeață ca să le unesc, gen, știi ce zic? Oamă, s-a încărcat. Dar abia trage, nu? Până schimbă vitezele. Da, bă, băieți, vă place campania noastră cum am început direct aici în forță la Arat, așa din primul episod. Cea mai grea muncă de pe farming. Mai ales cu plugul ăsta mic. O să-mi pare cu 4 tici, nu? Nu, no, ești pare tur. Acolo e drept. Ia vezi eu, mă. E bine? E bine, parcă e bine. Dar poate să pornesc asta, a? Gata, mă, ăla e. Forță. Cam curge un pic aici pe lângă, dar n-are nimic. Dă-mă alea cum e așa. Ăla-i, mă. Ăla-i, mă. Bă, după aia trebuie să te uiți tu, să vezi unde se plătește mai bine să vindem ăsta. Ce zic? Am înțeles, dar trebuie să ne uităm și aici când în ce anotimp, că acum e treierat, îți dai seama că acum o să fie ieftin prețul. La ea da, nu o să fie mai scump. Bă, cred că să scot eu ăsta afară, că o să te încurce. Tot eu stau aici afară pe drum. Oricum pe drumul ăsta nu prea circulă lumea. Oprește frunzătorul.
Du-te și varță-l în silou și vedem după aia, legăm amândouă remorcile. Îl ducem. Și-l ducem, da, dar după aia. Acum aia trăierăm tot ce am prins aici. Lasă, acum stai să mă bag aici, de bine, să dau pe trăierea asta. Gata, gata. Câte tone au fost de aici după locul ăsta? Nu m-am uitat. Nu te-ai uitat? Până acum luai 200 litri de. Mi-a arătat acolo jos. 300. Nu, după locul ăla zic, după ăsta gen, după ăsta unde dau eu. Nu știu, nu știu, după ăla că nu mă uitai. Da, 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 trebuie să te uiți în tractor. Mă, ăla, el lăsa-o tu. Ce? El lă, mă, ăla. Ce lă? Litri. A. Unde ai văzut tu litri? Scrie acolo jos. Cât la sută și lângă ăla scrie, uite, 798 de litri. Așa. Bă, dar nu sunt litri, mă, ce naibii că sunt? Bă, nu trebuia să apară T, de la tone. Kilograme, mă, scrie. Nu e nici capa. Nu știu la ce te referi tu. Bă, acolo e L. Da, nu știu că nu sunt. Dar nu sunt litri, că nu că era lichid în pana aia. Nu, ți arat. Uite, 880 de L. Ce o... Eu nu înțeleg. Eu spune vreau. Eu nici atât nu înțeleg la ce... Că nu văd, nu pot să-mi dau seama. Uite, vedem acolo aia, să mă duc de fapt că... Nu, tot îl scrie. Mamă, bă, băieții, cam atât. Bă, eu zic că ar trebui să oprim filmarea, că filmăm după o jumătate de oră. Bă, cam da. Pentru primul episod. Da, mă, cam atât, băieții, cu acest episod. Ne-am apucat cu prea multe treburi deodată, așa. Da, să sfarjă. Da, 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 așa că nu uite, atacul să vă placă, să apăsați și butonul de like, de subscribe și un share mai departe să vă dați prietenii voștri. Un coment acolo că vă place, să știm și noi să continuăm seria asta. Ce să mai... Nu uitați să-i dați subscribe lui Sheiko. Aveți canalul Alex, la fel, o să aveți canalul în descriere. Și moduri, câteva moduri în descriere ce avem și acum, nu, momentan. Nu uitați că puteți moduri să jucați și voi cu noi doar dacă intrați pe Discord și ne dați mesaje. Da, uite, așa că v-am lăsat. Salutare!